Tragedie fără margini în județul Mehedinți pentru două cele mai bune prietene. Și-au găsit sfârșitul în apele tulbure ale Dunării după ce au mers la scăldat. Colegii de școală, familia și prietenii sunt înmărmuriți de durere. Mesajele de rămas bun postate în memoria fetelor sunt pline de tristețe. Atenție, urmează informații care vă pot afecta emoțional. În loc să-și afle notele la bacalaureat, să se bucure pentru reușită și să-și facă planuri de viitor, Emma și Denisa, două tinere de doar 18 ani din Mehedinți, absolvente de clasa a 12-a, vor fi conduse pe ultimul lor drum. Fetele au murit înecate după ce au ieșit la scăldat în Dunăre. Denisa a intrat în apă și nu a mai putut ieși, moment în care Emma, deși nu știa să înoate, i-a sărit prietenei ei în ajutor. Din păcate, valurile le-au înghițit pe amândouă. Potrivit ISU Mehedinți, la fața locului au intervenit pompierii cu două bărci și s-a cerut sprijin pentru scafandrii de la ISU Cara Severin. Din nefericire, în acest weekend, două tinere și-au pierdut viața în fluviul Dunărea. Pentru prevenirea unor astfel de tragedii, facem apel la cetățeni să frecventeze numai locurile special amenajate pentru un not și să respecte avertizările privind interzicerea scăldatului în alte zone decât cele autorizate. O atenție deosebită trebuie acordată și copiilor, care nu trebuie lăsați nesupravegheați, mai ales în locuri în care există posibilitatea căderilor în apă. Pentru evitarea șocului ipotermic, cetățenii sunt sfătuiți să nu intre imediat în apă după ce au stat mult timp la soare. Totodată, pentru prevenirea unor tragedii, aceștia nu trebuie să se aventureze în apă când sunt în stare de ebrietate, seara târziu sau pe timpul nopții. În timpul unor vijelii sau furtuni, scăldatul este interzis. Denisa a fost cea care a intrat prima în apă. Pentru că nu știa să înoate, curenții puternici nu au mai lăsat-o să iasă la suprafață. În acel moment, Emma a sărit să o ajute. Din păcate, nici ea nu știa să înoate. Tânărul care a observat toată situația le-a sărit în ajutor și a reușit să o scoată din apă doar pe una dintre ele. Tânăra se afla în stop cardiorespirator, iar manevrele de resuscitare ale medicilor de pe ambulanță au fost în zadar. Mesajele pline de tristețe au apărut pe paginile de socializare. Voi două îngerașilor sunteți cele care azi ați demonstrat că prietenia adevărată există. Emma, n-am cuvinte să exprim cât de matură ești acum, față de momentul în care te-am întâlnit prima dată, bubocică. Azi ai vrut să fii înger păzitor și ai devenit un înger în adevăratul sens al cuvântului. Deniso, tu ce căutași în apă? Te avertiză soră ta să nu te bagi, că sunt zienele. De ea te luai și când venea la mine, crezând că poate face vreo prostie. Și tu ce făcuși azi? Lăsași pe toată lumea cu inima ruptă. A fost un mesaj extrem de trist, postat pe rețelele de socializare după moartea celor două fete. Dumnezeu să vă odihnească în pace, încă nu pot să cred ce s-a întâmplat. Erați două fete deosebite. Condoleanțe familiei sunt doar câteva dintre sutele de mesaje postate pe rețelele de socializare.